Fondatorul OM a plecat în veșnicie vineri 14 aprilie pentru a fi cu cel a cărei dragoste a proclamat-o cu pasiune până la vârsta de 84 de ani. Verbel s-a născut pe 3 iulie 1938. A crescut în New Jersey, în afara orașului New York. Familia lui a aparținut unei congregații a bisericii reformate din America, dar pentru tânărul George, biserica părea mai degrabă un club social. După o adolescență, nu lipsită de probleme, a participat la o evangelizare al lui Billy Aici a răspuns invitația de a-și preda viața Domnului. A fost mișcat, după cum mai târziu mâtorisea, de faptul că Dumnezeu l-a iubit și că îl poate folosi. Am descoperit că mă poate folosi nu zdrobindu-mi temperamentul, ci oferindu-mi mai degrabă dragoste și lucrând în mine prin Duhul Sfânt. Întors în New Jersey, el a mers imediat la muncă și le-a spus altora despre Isus. A distribuit o mie de copii ale lui Ioan în liceul lui și a organizat o cruciadă a Evangheliei. Mai mult de 100 de oameni au ieșit să-și dedice viața lui Hristos, potrivit rapoartelor din ziarele locale de la acea vreme, inclusiv propriul său tată. Un lucru devenea tot mai clar. Avea un dar pentru organizarea și mobilizarea creștinilor. Câteva ani mai târziu, el nu doar că și-a vândut lucrurile pentru a finanța o călătorie de misiune în Mexic, ci a convins pe doi dintre prietenii săi să facă la fel. El a decis că are nevoie de mai multă educație și s-a transferat la Institutul Biblic Monty din Chicago. Atunci când se gândea să renunțe la misiune cu totul, le a auzit pe pastorul evanghelic Oswald Smith vorbind la capelă. Smith a subliniat importanța de a fi acolo unde Dumnezeu vrea ca tu să fii și să te dedici de plin lui Hristos. Werver a fost cercetat. El a fugit pe culoar și s-a pocăit de lipsa lui de dragoste. Dumnezeu mi-a frânt inima, a spus el. Am văzut că lucrurile din inima mea nu erau în regulă și știam că trebuie să răspund. Trebuie să fiu dispus să-mi asum riscuri pentru împărăție. Werver a organizat o a doua călătorie în Mexic în 1958, iar când s-a întâlnit și s-a căsătorit cu soția sa, Adrena, în 1960, luna lor de miere a fost de asemenea o călătorie misionară în Mexic. Cuplul proaspăt căsătorit a fost atât de dedicat aventurilor evanghelice încât Verver a încercat să economisească bani pentru câmpul de misiune prin schimbul tortului lor de nuntă pentru un rezervor de gaz pe drumul spre sud. Prima lor benzinărie a refuzat și le-a dat combustibilul gratuit. A doua a acceptat schimbul. După șase luni petrecute în Mexic, soții Verver s-au mutat în Spania fascistă dar necazurile au venit dinspre Uniunea Sovietică, unde a mers cu o mașină plină de Biblii pentru a le distribui. A fost oprit de autorități și deportat în Austria. În timp ce se ruga pentru ceea ce avea de făcut în continuare, a fost frapat de gândul că nu era un bun misionar, dar era bun la mobilizarea altora. În anul următor, misiunea numită atunci Trimite Lumină a organizat în jur de 2000 de călătorii pe termen scurt în țările controlate de comuniști. În 1963 s-au extins în țările musulmane, apoi au început mobilizarea misionarilor în India. Weber a promovat ideea de misiune pe termen scurt ca și un start mai ușor și fără așteptări prea mari. El credea că Dumnezeu îl va folosi și pe cei care erau dispuși, chiar dacă nu erau pregătiți să-și ia angajamente pe ani de zile sau nu participaseră la colegii biblice sau aveau vieți dezorganizate. Dumnezeu lucrează nu numai în ciuda slăbiciunilor umane, ci și prin ele. Verver a demisionat din funcția de director internațional al OM în 2003, predând conducerea lui Peter Maiden. Cu toate acestea, el a continuat să vorbească grupurilor de tineri creștini din întreaga lume. El obișnuia să scoată un glob gonflabil gigant și să pună din nou și din nou o versiune a întrebării pe care a adresat-o prietenului său din colegiul când avea doar 18 ani. Ei bine, ești gata să pleci. Dacă petreci 2 ani în străinătate, a spus Verver, există o mare șansă să nu fii niciodată la fel odată ce te întorci. Vei fi văzut cum răspunde Dumnezeu la rugăciune și cum Duhul Sfânt schimbă vieți și vei fi întrezărit ce face Dumnezeu în întreaga lume. Relatează agenția Kairos. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube Știrile Creștin Total și vă așteptăm și pe site-ul creștintotal.ro